Bună ziua, doamnă și domnule Magda Popescu. Sunt urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. S-a încheiat criza gunoiului. Doamnelor și domnilor, gunoiul se ridică în minunatul nostru municipiul Râmnicu-Vâlcea. Consilierii locali s-au întâlnit astăzi și au votat pentru ca tarifele pentru colectarea gunoiului să fie majorate. Municipalitatea, dar și consilierii locali care au votat pentru, au mers pe ideea de a se majora prețurile cu 20%, aceste calcule fiind estimările specialiștilor din primărie, nu prețul cerut de Rompres, dar astăzi am un veteran al Consiliului Local de la PSD și un consilier local la primul mandat, dar foarte vocal, o să vedeți dumneavoastră, Bogdan Popa, PNL. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Bună ziua și colegii. Și domnul Valeriu Anza, PSD. Că se putea să vă găsesc mai bine într-o dezbatere televizată, domnilor, pentru că, iată, stăpâniți subiectul gunoiului și al jocul acesta dublu pe care îl face și Romprestru, dar și unii din Consiliul Local. Și haideți să începem. Deci astăzi ați votat o majorare de preț, domnule Popa. Dumneavoastră nu. Consiliul Local a adoptat prin majoritate de voturi din partea PSD, PER și USR majorarea tarifului, aceeași majorare pe care primăria a propus-o și data trecută, majorare pe care USR-ul data trecută a ieșit și s-a lăudat pe Facebook că nu votează și că au votat abținere. De data asta, fără nicio modificare, aceeași majorare de prețuri a fost votată de USR și a trecut. Ca de fiecare dată, USR-ul reușește să facă pe plac administrației locale și domnului primar și să îi ofere ceea ce dânsul cere de fiecare dată. Este atitudinea lor, odată ba, odată da. Nu vreau să comentez acțiunile colegilor mei, ei știu mai bine ce fac pentru cetățeni. Este dezamăgitor însă faptul că astăzi consilierii locali, atât cei de la PSD, PER și USR, au fost puși să voteze o hotărâre pe care domnul primar nici măcar nu și-a semnat-o. Un raport al primăriei făcut de un specialist pe care sunt curios dacă domnul Anza ne poate răspunde care este specialistul din primărie care a calculat prețurile pe care le-a votat astăzi. Că eu n-am văzut niciun specialist să-și pună acolo semnătura și numele. Am văzut, într-adevăr, niște calcule semnate cu apostrof în dreptul primarului. Adică domnul primar nu și le-a însușit. A pus pe altcineva să semneze în hotărâre. Domnule Anța, vă rog. Referitor la acest fenomen al gunoaielor și la prețul pentru salubrizarea orașului, a municipiului, au fost și or să fie în continuare multe discuții, dar vreau să vă spun următorul lucru. În condițiile actuale și la legislația care există acum în vigoare, municipiul Râmnicu-Vâlcea și conducerea executivă și administrativă a primăriei nu avea ce să facă în această situație, datorită faptului că încă ADI Salubrizare, care trebuie să se ocupe de licitația pentru salubrizarea orașului, încă nu s-au... Județului. Eu mă refer la oraș. Da. Aici nu s-a ajuns la nicio concluzie deocamdată și datorită acestui fapt, gunoiul de pe raza municipiului Râmnicu-Vâlcea, vrem nu vrem, trebuie să îl ridice această firmă care a fost pomenită adineauri, Rompres, care are contract cu primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea din 2014. Da, e un contract controversat, știe când, toată lumea. Dar nu știu dacă e, numai o secundă, vă rog. O secundă, că vreau să plecăm de la niște premise corecte. Cred că aduceți moderonat ADI Salubrizare în discuție, pentru că ADI Salubrizare nu poate să rezolve problema care este acum. Și această chestiune am mai dezbătut-o cu domnul Bușu, colegul noastră de partid, și încă un reprezentant PNL, care îi spuneau că ADI Salubrizare în momentul acesta în care ne aflăm, în această criză, nu poate face mare lucru. Adică, eu nu știu, cine, aduceți-mi aminte, vă rog, cine e președinte la ADI Salubrizare? Că cred că îmi scapă. Primarul
din localitatea Vlădești, domnul Cosac, și știți foarte bine, domnule Popa, nu mă las cu scheme de astea. Nu, dar... Deci, în momentul de față, Adi Salubrizare a demarat deja procedurile de atribuire a contractului de construcție a depozitului de gunoi la nivelul județului. Da. Fără acel depozit, fără demararea acelui depozit, investiția în acel depozit, care din câte am înțeles de la colegii mei din Consiliul Județean, s-au deblocat un pic situația, cam în 3 ani de zile o să fie executat, deci 3 ani de zile de acum încolo, păi asta zic, 3 ani de zile de acum încolo, noi nu o să avem contractul acela cadru pe județ. Acum urmează, dacă informațiile mele sunt corecte, urmează ca contractul cadru să fie propus pentru aprobare și în Adi Salubrizare. Contractul acela cadru, conform căruia, un singur salubrizator... Deloc. 3 ani de zile până nu se finalizează groapa, depozitul, că nu mai avem voie la grob de gunoi, depozitul, nu se poate, fiecare OAT are obligația să se guverneze și să se întrețină singur. Iar acea legislație pe care o numește domnul Amza, sunt foarte curios să-mi spună și mie exact litera de lege sau articolul din lege, sau legea măcar dacă dânsul o știe, care ne împiedică pe noi să avem un nou contract, o licitație pentru un nou contract. De ce? Pentru că la Urziceni s-a putut. Sunt OAT-uri în județul Vâlcea care au înlocuit în ultimii 2 ani de zile salubrizatorul. Deci spuneți-mi legea, deci, domnul Amza. Vă rog în primul rând să nu mă mai întrerupeți. Asta cine, unul? Eu sau doamna Magda? Eu, asta e, a fost fina, aici a fost fina mea. Nu, dar nu mă refeream la dumneavoastră, mă refeream că m-ați întrerupt și după aceea, dintr-o dată, s-a pornit colegul să vorbească. Da, vă rog. Deci, haideți să vă spun, acele contracte care, după părerea dânșilor, pot fi reziliate și făcute alte licitații, nu au nicio bază legală. Și vă spun de ce. Doar primari de la PSD care au făcut astfel de contracte. Deci, atenție, vă rog să nu mai vorbiți în același timp cu mine. Știu. Dacă eu vă știți, spun ca vă rog să vă abțineți. Eu spun ca să nu vă incriminați niște colegi de partid, adică nu eu încercam să vă ajut. Sunt primar PSD care au înlocuit... Stați în banca dumneavoastră și așteptați să vedeți asta ce vă răspund. Deci vă rog. Stau, gata, liniștit. Dacă vreți, stau și cu mine la spate. Nu, stați cum doriți dumneavoastră, dar fiți decent. Dacă... Sunt decent, sau dar măcar eu educat. Vă spun că vă și ajutam. Nu, doar aveți cu ce primari PSD au înlocuit contractele de salubrizare. Deci contractele de salubrizare de care vorbiți dumneavoastră că au fost înlocuite au fost în urma unor hotărâri judecătorești, în urma cărora s-a constatat că acest act de salubrizare sau cum vreți, fenomen al salubrizării, da, nu a fost făcut în localitatea respectivă cu respectarea legislației în vigoare. Numai acele localități pot schimba acest contract. Datorită acestui fapt că aceste contracte nu pot fi reziliate când dorește fiecare, gen dar domnul Popa, vreau doamne, să vă spun că începând cu data de 2014, așa, când s-a licitat, s-a scos la licitație salubrizarea în municipiul Râmnicu-Vâlcea și au participat cele două societăți, Romprest și Braicata, care de fapt e Urbanu, da? De caietul de sarcini și de toată licitația respectivă, vă amintiți foarte bine cine a fost responsabil. Da? Domnule Amza, este clar. Bun, mai departe. Aveți un contract în vigoare. Mai un departe. Pe care Romprestul nu l-a respectat, pentru că noi, timp de câteva zile, nouă nu ni s-a ridicat gunoiul. Acum, dumneavoastră, ce ați făcut? V-ați întâlnit? Haideți să ne întoarcem la ședința de Consiliu Local. Da. V-ați întâlnit astăzi în ședința de Consiliu Local și ați votat o majorare de prețuri agreată de primăria Râmnicu-Vâlcea, primarul Mircea Gutău, specialiștii din primărie și așa mai departe. Haideți ca să înțeleagă oamenii cum am ajuns la această majorare. Dumneavoastră ați spus, da, dumneavoastră ați afirmat, că Romprestul nu și-a respectat contractul, da, că timp de o săptămână, da, vă spun eu, n-au ridicat gunoi. Deci, doamnă, în momentul în care nu aveau niciun preț cu care să opereze, pentru că în ședința din 28 aprilie nu a fost aprobat prețul solicitat de Romprest, dar nici varianta de preț propusă de primărie. Bun. Deci în acest moment, așa, în acel moment, Romprestul putea foarte bine să nu funcționeze, da? Și au profitat. Nu există așa ceva. Da.
au profitat de acest lucru și n-au funcționat timp de o săptămână, din acest moment. Dar nu, să știți ce că s-a votat... a asomat rompresul, da, știu că l-a somat. Da. Obligațiile contractuale... L-au somat, dar rompresul trebuia să opereze... Păi domnul, nu vorbiți în același timp. Și noi trebuie să înghițim nesimțirile rompresului. Nu trebuie să... E vorba de gunoi. E vorba de sănătatea noastră. Nesimțirile, dar aș vrea să vă spun... Da. Că în acel contract, dacă dumneavoastră îl studiați și vă uitați în el, și în caietul de sarcini, vă rog, există acolo niște clauze care spun următorul lucru. Gunoiul din municipiul Râmnicu-Vâlcea se selectează pe fracții, adică se ridică selectiv. Da? Ori noi deocamdată nu îndeplinim aceste condiții. Nu selectăm acest gunoi. Da. Cu toate că primăria, cu toate că primăria, începând cu anul 2015, a pus la dispoziție acele ghene de gunoi, pe care scrie foarte clar, hârtie, carton, deșeuri de sticlă, deșeuri menajere. Da. Da, cetățenii râmnicenii sunt de vină. Participă și dânsii la această, cum să zic, salubrizare greoaie, datorită faptului că acel gunoi nu se face selectiv. Domnule Anza, da? În momentul mai de față... Mai mult decât atâta... Să... Mai mult decât atâta, da? Datorită acestui fapt, așa. Partea de selectare a gunoiului, ca să vă explic de ce cresc aceste tarife, partea de selectare a gunoiului o face romprestul pe bani proprii. Da? Și atunci, acei bani este unul din elementele constitutive a prețului la gunoi. Dacă noi am cetățenii și instituțiile, cum să o facă, domnul Amza, pe bani proprii? Spuneți-mi, explicați-mi și mie, cum face romprestul pe bani proprii? Păi dacă spune, când spune niște lucruri care nu sunt adevărate, eu de ce să nu intervin? Păi Liru Saiver-ul cum? Pe ce e? Pe bani? Pe voi frumoși? Păi și romprestul nu ia bani de la cetățeni pentru asta? Păi tocmai, că de aceea eu vă explicam de ce crește prețul de cost. De ce? Pentru că era treaba râmnicenilor să selecteze gunoiul, ca să înțelegeți. Da, era și treaba noastră să selectăm gunoiul. Un alt element al costului de preț. Da. Da? Al prețului este scumpirea carburantului, da? Da? Mai departe, încă un alt element, mărirea salariului minim pe economie și de asemenea mărirea prețului la energie. Datorită acestui fapt, noi anul trecut în decembrie am votat într-o ședință de Consiliu Local creșterea tarifului, adică aprobarea unui tarif pentru ce transporta romprestul să ducă la New Recycler să facă tratarea gunoaielor, da, 220 de lei pe tonă. El plătea de atunci pe tonă 337 de lei. Da? Diferența de preț suportând-o romprestul, pentru că noi nu i-am aprobat. Da, eu nu știu începând... Și acum nu, a venit din oficial. Eu am venit să vă explic de ce... Au... Eu pe ei, că voi ce fac ei. Asta e părerea dumneavoastră, dar nu-i plânge nimeni de milă. Însă, dacă ca orașul și eu, doamna Magda, că așa... și exact, să încercăm să menținem curățenia eu în zic oraș... Eu zic să le facem singuri și să le facturăm singuri și să încasăm singuri. Noi, cei de la PSD și ceilalți consilieri locali, în afară de Partidul Național Liberal, am votat mărirea acea variantă de preț, mărirea. Da. Mărită cu 22% față de 40% cât cerea romprestul pentru varianta... Ok. Și la, la persoanele juridice, domnul Amza, cât ați mărit prețul? Hai să ne luăm cu fizicele și discutăm de juridice, vă propun. Nu, domnul Anza a făcut peste tot este 22%. S-au dublat la persoanele juridice, domnul Anza. Dacă vreți, aveți acolo, vă iau și hârtia și vă citesc prețul de la persoanele juridice. Vă rog să-mi spuneți și mie, mulțumesc, de ce nu ați votat astăzi ședința Consiliului Local și care este opinia dumneavoastră ca și consilier PNL și a PNL din Consiliul Local vis-a-vis de această situație cu okay. Asta pot să spun, pentru că văd că și domnul Anza a povestit ce a înțeles dânsul că a votat astăzi, nu dar neapărat ce s-a votat astăzi. La opinie, da? Da, bineînțeles.
În primul și în primul rând, problema cu Romprestul pornită încă din 2014 și cu decizii de la tribunal pe care primăria le-a câștigat că Romprestul este obligat să își asume și acea sortare și tratare, au dus an de an la măriri de taxe și de la mărirea prețului de salubrizare. Numai în acest mandat, de când sunt eu în mandatul acesta, s-au mărit de 3 ori. În 2020 și de 2 ori în 2021, tarifele la salubrizare. De 3 ori. De fiecare dată, Partidul Național Liberal a spus același lucru. Dacă nu investim în colectare, dacă nu facem investiții în ecoinsule, în educarea populației și Romprestul să vină cu susținere din partea lor și să ia selectiv gunoiul, nu vom rezolva problema. Drept urmare, nefăcând nicio astfel de investiție, nu s-a rezolvat problema. Ba mai mult decât atâta, Romprestul nu are o soluție nici în momentul de față și nici primăria pentru viitor. Romprestul astăzi, ce a spus? Că erați acolo în ședință. Ce a spus reprezentantul Romprestului, domnul Amza? A spus că ei nu sunt de acord cu majorarea propusă de primărie. Da. Deci atenție, Romprestul a spus, noi nu suntem de acord. Măriți cât vreți. Și putem să discutăm pe ele, domnule. Măriți cât vreți, a spus Romprestul, și da, noi vom lua gunoiul cât putem, în funcție de câți bani ne dați. Ia uitați, haideți să ne uităm un pic la persoane fizice, da? Tarif, colectare, transport... Uitați-vă și domnul Amza, că el nu crede că s-au dublat prețurile la persoanele juridice. De la 799 la 1400. Domnul Amza, haideți să vorbim de persoane fizice, da? Avem aici estimările specialiștilor, da? Noi uităm la 5. Tarif, colectare, transport și sortare deșeurilor reciclabile generate de persoanele fizice, da? Da, și sus la 6, la juridice. Și la 6 avem la juridice. Nu, acela verde este estimare Romprest, roșu este estimare specialiști primărie și este diferența de preț. Nu ce s-a votat. Probabil ce s-a propus spre votare. Nu știu exact, pentru că era un calcul. Da. Haideți să înțelegem. Și înainte, nu, vă lipsește din ăsta care erau prețurile de la care am pornit. Pentru că eu vă spun, da, la punctul 6 prețul este de 500 și ceva de lei. E mai puțin de 500 de lei. Deci la persoane juridice, înainte se plătea 500 de lei pe tona de gunoi nesortat. Și acum se plătește 1000 și ceva. Calculele în față, Dom'le, deci aveți așa, la persoane fizice. Juridice, domnul Amza. Ascultați puțin, domnule. La persoane fizice, da? La 18.05.2020, da? Aveți 799,38 lei pe tonă, da? Acum, Romprestul a propus o mărire de, dacă îl iau numai strict pe acesta, da? Pe tonă, deci tarif pentru colectare, transport, sortarea deșeurilor reciclabile, da? Da, domnule. Deci numai pentru transport și sortare, da? Și colectare. Așa. Deci, de la 799 s-a propus la 1476. Da? Bun. Iar tariful aprobat la momentul de față este 978,72. Deci s-a mărit decât cu 22%. Un mizlic. 978. Da. Bun. Mai departe. La juridice, domnule. La tarif pentru colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale biodegradabile pentru persoane juridice și instituții din municipiul Râmnicu-Vâlcea, da? În 18.05.2020 era tariful de 423,87 lei pe tonă. Da? Și în momentul de față, Romprestul a propus 559,12 și s-a aprobat 452,39, o creștere de 9,5. Amza, care e diferența? Punctul 4. Care e diferența între punctul 4, tarif colectare separată, transport separat al deșeurilor reziduale și biodegradabile pentru juridice și instituții, și punctul 6, tarif colectare, transport și sortare a deșeurilor reciclabile generate de persoane juridice și instituții? Da, aici este costul total. Înțelegeți? Okay. Și haideți să vă spun. Deci 6 cuprinde și pe 4, că da, da. În 18.05.2020, da, așa, aveam că atunci a fost ultima mărire. Da.
aveam tariful pe tonă de 786,34, da? Ca să vedeți unde spune dânsul că e dublu, da? Și în momentul de față, Rompresto a cerut o mărire de 79%, da? Da. Și s-a aprobat o mărire de 936,51 de lei, adică aproximativ 19%. Da. Da. Domnule Recova, iată, calculele și calculele noastre sunt corecte. Știți bancul ăla după vremea lui Ceaușescu, domnul Amza? Cu prețul la pâine? După mine nu venea, prima dată... Clar din auzită, domnul Amza la ștrei. Venea pe surse că se scumpește pâinea cu 40 de bani. Și toată lumea se speria, aoleu, se scumpește pâinea cu 40 de bani. După aia ieșea Ceaușescu și spunea, scumpim pâinea doar cu 20 de bani. Domne, și toată lumea era... Și toată lumea aplauda. Deci, vedeți ca barda, aveți? Ăla nu este banc. Era adevăr, nu? Pentru că și acum se întâmplă propaganda de pe vremea respectivă. Și acum se întâmplă la fel, domnule Amza. Care propagandă era de fapt manipulată. Acum este la fel, domnule Amza. Nu înțelegeți lucrurile. Trecem prin același lucru fix acum. Prin aceeași manipulare și aceeași propagandă. Mai departe, legat de salubrizare, haideți să discutăm că e un lucru important. Dumneavoastră vorbiți de ecoinsule, nici nu știți ce stale și unde să folosesc. Și unde să pot domnule folosi. Amza, bun. Poate mai nu folosiți departe. Facebook-ul. Vedeți că l-am pus și pe Facebook nu e. Ca poză. M-am dus, am filmat cu ele. Lăsați-mă că nu știu despre asta. E aceeași... Nu, dar Facebook... E aceeași, nu, e aceeași atitudinea domnului Amza pe care a avut-o de fiecare dată și la, ca președinte de ședință. Auziți? Dacă nu vorbește dânsul, altcineva nu trebuie să vorbească. Aceeași atitudine. Păi normal, este o atitudine pe care eu nu o respect și nu o agrez. Nu putem colabora pe astfel de atitudine. Niciodată. Legat de acțiunile pe Facebook, aș vrea să vă spun următorul lucru. Puteți să puneți orice pe Facebook. Nu vă cresc inteligența nici măcar cu 0,1%. Deci veți rămâne din contră. Da. Era bineînțeles, dar ca să existe Marin respect, spunea la un moment dat că el nu se mai ceartă cu oamenii care au peste 50 de ani, că poate nu mai apucă să se împace. Cine? Da. Marin Preda. Da. Da. Și așa sunt și eu, nu îmi place să mă cer cu oamenii care au peste 50 de ani, că poate nu mai apucăm să ne împăcăm, domnule Amza. De-aia zic. Haideți să vedem soluții. Care sunt soluțiile? Și vă spun și de ce. Pentru că sunt președinții ai Americii, care au ajuns președinții ai Americii la 70 la ceva de ani. Da. Și la 80. Deci, da. Haideți că nu vreau să intrăm în chestiunea asta. Vă rog. Haideți să vedem, domnule Amza, care sunt soluțiile pe viitor? Dacă vine Rompresco data viitoare și cere o mărire de preț, o aprobăm? Vreau să vă spun că dacă nu se respectă ideea de emisiune, nu, ascultați-mă, dacă nu se respectă ideea de emisiune, cum să zic, respectabilă, ca să nu folosesc alt termen, mă ridic și plec. Domnule Amza, care este soluția pentru viitor? Îmi pare foarte rău, înțelegeți? Deci cu oameni care habar nu au despre ce vorbesc... Puneți-mă o întrebare, să vedem dacă habar nu am. Și ca să stau să mi se spună mie că nu știu dacă apuc să mă împac, să nu știu ce. Zici că nu vreau să ne cer. Deci, domnul Amza, care este soluția pe viitor să nu mai creștem prețul? Astea sunt lucruri care se vorbesc pe șanț de oameni care nu au nicio legătură cu educația și cu civilizația și cu bunul simț. Domnul Amza, care este soluția să nu mai mărim prețul peste 4 luni de zile? Domnule Popa, vă rog frumos, haideți să discutăm despre ce avem de discutat în cazul de față despre gunoi și despre ce se întâmplă cu gunoiul în municipiul ăsta. Păi asta spun, care este soluția? Deci începând din data de astăzi, chiar de azi dimineață de la prima oră, gunoiul a început să fie ridicat în toate cartierele din municipiu. Iar acum, încă o dată vă spun, deci Rompresto, prin această hotărâre de Consiliul Local, până la obținerea, dacă se va duce în instanță, până la obținerea unei hotărâri definitive în instanță și irevocabilă, este obligat, nu, că ne-au mai dat în judecată, adică au dat Consiliul Local. Au obligația să presteze aceste servicii conform contractului care există și se derulează în continuare. Domnul Amza, mai departe, ce putem face noi împreună? Ca data viitoare, când Rompresto vine iară cu o cerere de mărire,
să avem o soluție, astfel încât să nu mărim și a patra oară în 2 ani de zile. Nu. Ce putem face? Legat de aceste lucruri, ce s-a mai discutat astăzi, eu n-aș vrea să fac din acest act de salubrizare, din acest serviciu, de fapt, de salubrizare a municipiului, o propagandă politică. Pentru că nu este cazul. Este o situație foarte importantă pentru oamenii care locuiesc este în acest adevărat, municipiu. Este, din punct de vedere al sănătății, foarte... vitală, cum spuneți dumneavoastră, dar ca să vii să faci propagandă politică și în Consiliul Local și pe stradă cu cetățenii, că trebuia piețe prest, să ridice gunoiul, să trebuie. Facă... Nu oricum, pentru, și vă spun de ce, nu se poate întâmpla acest lucru, datorită faptului că piețe prest este o societate care prestează anumite servicii pentru cetățenii din municipiul Râmnicu-Vâlcea și pentru primăria municipiului, pentru Consiliul Local, pentru care este autorizată. În ceea ce privește serviciul de salubrizare, piețe prest nu are nici dotarea necesară și nu este nici autorizată să presteze acest serviciu ca atare. Nu poate să presteze acest serviciu. Mai mult decât atâta. Se spune, domne, că nu s-a făcut. Ce să se facă? Deci, eu vă spun demersurile care s-au făcut pe vremea când era, de exemplu, Matei, viceprimar cu atribuții de primar. A vrut să se ia autorizație pentru piețe prest, toată lumea a respins. Și atunci se venea și se spunea tot propagandă că de ce nu dotăm piețe prest cu mașini de salubrizare? Păi cum să-l dotăm? Cine după aia ne dă nouă garanția că se autorizează societatea? Da. Și ce facem după aceea cu utilajele? În momentul de față, piețe prest are mașini de salubrizare, da? Deci sunt mașini de salubrizare, branduite piețe prest, care merg prin oraș. Cetățenii le pot vedea. Nu mai trebuie eu să mă contrazic aici cu domnul Amza să spună că nu știu despre ce vorbesc. S-au dotat piețe prest cu mașini de salubrizare. Piețe prest are delegat serviciul de salubrizare stradală. Da? Deci pe stradă, pe pubelele și coșurile de pe stradă, piețe prest, am înțeles, dar are o parte, da? Are o parte. În momentul în care în AGA piețe prest și la începutul acestui mandat, când consilierii PNL au fost în AGA piețe prest și majoritatea Alianța pentru Râmnic conducea, să spunem, Consiliul Local, primele lucruri și decizii pe care le-am luat a fost prioritizarea investițiilor în piețe prest pentru obținerea acreditării de salubrizare și pentru a face acea stație de tratare a gunoaielor, care îi va permite să devină un operator de salubritate municipal. Pentru că, vă aduc aminte ce am vorbit la începutul emisiunii, următorii 3 ani de zile nu vom avea un contract cadru care să-l putem obține. Da? Pe lângă asta, soluțiile PNL au fost aceste ecoinsule, pe care sper ca primăria în cele drumul să le facă, adică spații de reciclare unde oamenii să poată să se ducă cu gunoiul selectat și să fie identificați, că problema cea mai mare, știți care e? Sunt foarte mulți vâlceni, într-adevăr, sunt unii care nu respectă, dar sunt și vâlceni care respectă. Și în momentul în care eu, Bogdan Popa, respect și o să plătesc poate 5 lei la salubrizare și vecinul meu, domnul Lamza, nu respectă și el va plăti 30 de lei la salubrizare, vă garantez că se va întâmpla lucrul ăsta una, două luni și după aia o să zică și domnul Lamza, hai mă că le duc și eu pe fracții. Da? Deci așa se face schimbarea, prin puterea exemplului. Avem în momentul de față o criză a gunoaielor rezolvată parțial prin această majorare. Este clar că povestea nu se termină aici. Pare una fără de sfârșit pentru că suntem prinși în acest contract care mai e, nu mai e, s-a prelungit. În fine, e o nebuloasă pe care cred că doar justiția reușește să o clarifice. Dar vreau să discutăm și despre faptul că, iată, domnul viceprimar Părvulescu, viceprimarul fără atribuții uni, foarte precise, a primit astăzi niște sarcini, ca să zic așa, în privința poveștii acestea cu Adi Salubrizare, o poveste, domnule Amza, care sper să devină de succes. Aș vrea să funcționeze Adi Salubrizarea asta, dacă nu vă deranjează. Păi, pe mine nu mă deranjează. Dar această societate, această instituție Adi Salubrizare, așa, înțelegeți? Eu zic că începe să funcționeze. Parazitară.
dacă mă întrebați pe mine. Păi, dacă vă întreb pe dumneavoastră, eu nu știu de când e președinte domnul Cosac. Cred că n-are decât câteva luni. Domnul dacă Cosac, vă întrebați... Cred că și la următoarea, și la precedenta criza cununului, tot pe domnul Cosac l-a căutat și aia cred că a fost acum... Păi, da, hai doi. Să zicem... Nu le luăm din 2002. Nu, 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 dar haideți să... Bun. Verificăm așa, că văd da, că bun. Aruncăm, că ba ăla, ba nu, nu știu care, ba Ionescu, ba Popescu. Ar trebui să funcționeze, dar din moment ce... Păi haideți să vă spun unde se blochează. Da. Din moment ce locația pentru unde se va construi depozitul are probleme, din câte am înțeles, sunt niște alunecări de teren care trebuiesc rezolvate. Da. Nu știu până la momentul de față, dar am înțeles că s-au făcut studii de fezabilitate, s-au găsit și soluțiile tehnice pentru a se înlătura acele alunecări de teren, că lucrurile astea nu se fac bătând din palme, știți? La, mai ales județul Vâlcea, din punct de vedere al necărilor de teren, este pe locul întâi la nivel de țară. Înțelegeți? Și da, au, rezolvat alunecări... au rezolvat cei de la ADISA. Aceste alunecări de teren nu le rezolvă ADISA alunizare, ci sunt niște unități specializate care trebuie să facă niște studii. Nu, au rezolvat partea de groapă. Bun, studii deci... geo și în urma acestor studii rezultă niște soluții tehnice. Eu știu dacă e vorba de izvoare de coastă, cum e acolo, că e un deal, ce? Trebuie colectate izvoarele. Da. S-a deblocat situația ce cu groapa. Ce ar trebui să facă domnul, domnul Populescu la disalubrizare? Astăzi, domnul primar i-a delegat niște sarcini, unele declarative și altele mai concrete, care au fost votate de către consilieri locali în unanimitate, și anume de urgentarea acelui contract cadru pe care disalubrizare trebuie să-l facă pentru salubrizarea întregului județ. În adisalubrizare este culmea pentru mine că ne pune pe noi de la PNL să urgentăm în adisalubrizare, dar de fiecare dată când avem de votat ceva la ADI apă, spune că PNL-ul are ăsta, UAT-ul are un singur vot. Deci până la urmă fiecare UAT din ADI are câte un singur vot. Nu poate fără o majoritate să se urgenteze ceva. Dar sunt convins că domnul Pârvulescu va face toate demersurile necesare ca acest contract cadru să fie cât mai repede pus în dezbatere și la dispoziția tuturor UAT-urilor ca să putem rezolva problema. Sunt convins de lucrul acesta. Dar este amuzant că domnul, când vine vorba de adisalubrizare, domnul Gutău are impresia că lucrurile se pot face așa printr-o hotărâre de Consiliul Local, dar când e vorba de ADIAPA, ridicăm din numeri și spunem nu, că avem un singur vot acolo. Da, bun. Acolo iar situația e mai complexă de atât. Mai complexă decât la salubrizare la apă? Da, este cu siguranță. Cred că sunt ambele la fel de dificile acolo, pentru județ. Dificile, dar povestea este tristă din faptul că pierdem 200 de milioane de euro doar pentru că nu suntem în stare să ne mișcăm. Da, am pierdut și la disalubrizare foarte mult în ultimii ani. Nu contează. Haideți să privim înainte, să nu mai privim înapoi, că de privit înapoi ne-am săturat cu toții. Al doilea declarativ, domnul Mircea Gutău a spus că va împuternici pe domnul Virgil Pârvulescu să facă demersurile necesare pentru a obține pentru piețe presta acea acreditare pe salubrizare. Eu sper să nu facă la fel cum a făcut și cu terenurile de la Vlădej, la fel cum a făcut și cu liceul Olchim și la fel cum a făcut și cu terenurile de la Olchim, când i-a dat împuternicirea ca să scape așa de un val de nemulțumire, iar în momentul în care au început să se miște lucrurile și se așezau și, fiecare pe făgașul normal și au venit acele hârtii și cu prețul scăzut de la terenul de la Olchim pentru investiții, care era la jumătate, când l-a pus domnul Pârvulescu pe masa primăriei, i-a luat atribuția și când a venit Universitatea din Pitești la municipiu și a întrebat putem discuta cu domnul Virgil Pârvulescu, este împuternicit să aducă terenurile de la Vlădești în patrimoniu? I s-a spus nu. Deci să sperăm că de data aceasta domnul primar este pro-soluție și îl va lăsa pe domnul Virgil Pârvulescu și îl va sprijini să ducă această atribuire. Și nu. Domnul... Vorbim aici pentru piețe presă. Da? La piețe presă. Dacă îl va lăsa și îl va sprijini și va înțelege că trebuie să cooperăm
Pentru că aici nu e de ajuns doar l-am împuternicit pe domnul Pârvulescu să aducă luna de pe cer și dacă nu o aduce e problema lui. Păi, trebuie să vedem dacă se pune într-adevăr în discuție. Domnule Popa, 20 de secunde, haideți să tragem o concluzie. Deci, în primul rând, aș vrea... Da, gunoiul se va ridica începând cu data de astăzi. Și eu sper că aceste întâmplări să fie cât mai rare sau chiar deloc. Mai mult decât atât, legat de atribuțiile domnului Pârvulescu, aș vrea să-i reamintesc colegului că și anul trecut a avut aceste atribuții, mai ales că se desemnaseră într-o ședință care n-a fost legal constituită în AGA și în Consiliul de Administrație al Piețe Prest și a avut aceste atribuțiuni. Și nu s-a făcut nimic pe această temă, iar legat de faptul cu terenurile de la Olchim, aș vrea să vă spun și există procesul verbal al acelei adunări generale în care scrie negru pe alb că domnul Pârvulescu, inclusiv cu terenul de la Vlădești, le va aduce gratuit în cadrul primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea. O concluzie, domnule Popa, vă rog, haideți! Deci ca să știe cetățenii situația exact. Ca se poate consulta acel proces. Ca să știe cetățenii vor plăti mai mult la gunoi, atât persoanele fizice, dar în special companiile. Companiile vor plăti dublu la gunoi de acum încolo. Nu este pentru că bine, vă aduc facturile. Așa, în privința acelei ședințe de care domnul Amza spune că a fost ilegal făcută sau organizată de colegii mei, este fix ședința în care domnul Pârvulescu și domnul Gheorghiu au fost votați ca viceprimari, unde au avut câștig de cauză. Deci dacă era ceva ilegal în acea ședință, li se lua de către judecătorie acele funcții de viceprimar. Deci iară vorbim așa ca să facem propagandă exact cum vă place dumneavoastră să spuneți. Confundați ședințe. Iar atâta timp cât noi nu vom face investiții, pentru ca oamenii care colectează selectiv, colectează selectiv gunoiul și îl duc acolo la sticlă, la hârtie și la plastic să fie, să fie respectați și să li se pună acele tarife mult mai scăzute decât gunoiul neselectat, vom vedea că vom veni iar aici la dumneavoastră peste câteva luni de zile cu o nouă mărire de preț. Eu dar pentru asta aștept nu cu mărirea, ci ca să nu, putem să... Discutăm. Dacă nu punem soluții, facem ce au făcut de 4 ani de zile, din 2016 până în 2020. Doamne și domnule, Magda Popescu, analiza zilei, Bogdan Popa, Valeriu Amza. Vă doresc o după amiază plăcută. La revedere! La revedere! Mulțumesc! O secundă.